Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandra Stoicescu. Mă știți ca jurnalist, ca om de televiziune. Unii dintre dumneavoastră mă știți însă și altfel, ca un care iubește faptele bune. Împreună cu echipa mea de la Fundația Mereu Aproape, încercăm să ajutăm și să schimbăm în bine țara asta în care noi toți trăim. Până acum, în cei 11 ani de existență, Fundația Mereu Aproape și partenerii săi au venit în ajutorul a peste 1 milion de oameni prin programe în domeniile sănătății, educației, culturii și după dezastre. Împreună am contribuit la ajutorarea a peste 10.000 de sinistrați și am construit 78 de case. Tot împreună am salvat viața a peste 400 de copii și adulți. Până în prezent, ajutorul financiar și material oferit de Fundația Mereu Aproape depășește 10 milioane de euro și continuăm. De-a lungul acestor ani, Fundația Mereu Aproape și-a îndreptat atenția și spre nevoile românilor din județul Argeș. Numai în acest an, în 2016, prin campaniile Ajută un sat, schimbă o țară, Vreau să ajut, ori schimbă o viață, echipa Fundației Mereu Aproape a construit, a investit și a ajutat copiii din diverse medii sociale cu diverse probleme. Pentru Irina Alda, o fetiță de 10 ani, și pentru Mario Olteanu, un puști de 4 ani, românii au răspuns apelului făcut prin campania Vreau să ajut și au donat prin SMS la numărul 8848. Irina suferă de o boală care de obicei apare la maturitate, trombofilie. La 7 ani a făcut un atac vascular cerebral. După multe analize, i-a fost depistată afecțiunea care n-are leac, dar care trebuie ținută și poate fi ținută sub control. O șansă pentru Irina e un tratament pe care îl face la fiecare 3-4 luni în Italia, însă care costă foarte mult. Are nevoie de 30.000 de euro pentru un an de tratament. Cu sprijinul Fundației Mereu Aproape și al donatorilor, Irina o să plece în Italia la începutul anului viitor. E primul drum dintr-un șir lung. Mario Olteanu are 4 ani și nu putea să meargă, să se joace sau să mănânce singur. S-a născut cu o boală care îi bloca membrele. A făcut recuperare medicală încă din primele luni de viață, însă fără prea mari rezultate. Mario și-a dorit mereu să fie un copil normal. Prin campania Vreau să ajut, Puștiul a primit de la Fundația Mereu Aproape 19.000 de euro pentru operația pe care deja a făcut-o în Turcia. Acum Mario face recuperare medicală și e bine, Doamne ajută! Anul trecut, echipa campaniei Schimbă o viață a descoperit povestea emoționantă a unei mame, Elena Baciu, care își creștea singură cei 4 copii într-o căsuță lipită de pădure. Copiii, Cornel, Simona, Andreea și Nicoleta. Căsuța lor, situată pe un deal din zona Curtea de Argeș, era de fapt o cameră mică, iar într-un pat pentru 2 persoane dormeau 5 suflete. Până la șoseaua principală, familia Baciu are de parcurs 3 km și trebuia să traverseze un pârâu fără podeț. Mama își căra copiii în spate peste apă până la microbuzul de școală. Când apa era mare, trebuia să meargă prin pădure 1,5 km. Și iată cum prin campania Schimbă o viață, Fundația Mereu Aproape a refăcut gardul, a demolat bucătăria și a construit una nouă, iar acoperișul a fost schimbat integral. Bucătăria a fost mobilată, anul acesta lucrările au continuat cu renovarea camerei de zi și refacerea sobei. La sesizarea Fundației Mereu Aproape, autoritățile locale, și le mulțumesc, au făcut un podeț peste apă. De când am cunoscut Fundația Mereu Aproape, visul nostru s-a împlinit. Le mulțumim și Dumnezeu să le dea sănătate. Proiectul Ajută un sat, schimbă o țară, dezvoltat de Fundația Mereu Aproape în parteneriat cu Fundația Vodafone România, a ajuns în acest an și în Argeș. La grădinița și biblioteca din Vlădești, Fundația Mereu Aproape dezvoltă programul Poartă de acces la cunoaștere pentru toți membrii comunității. Beneficiari direct sunt 420 de copii. Clădirea în care biblioteca și grădinița din Vlădești își desfășoară activitatea a fost renovată și dotată, proiectul incluzând și amenajarea unui grup sanitar. Totodată a fost înființat și primul centru din comună, de care pot beneficia și cei 3.100 de locuitori. Pot avea acces la educație, la informare, pot desfășura activități culturale. Autoritățile locale din Vlădești s-au alăturat Fundației Mereu Aproape. Au introdus internet la bibliotecă, au dotat-o cu 10 calculatoare. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că vă pasă și ne-ați implicat și pe noi în proiectele dumneavoastră. Nu vă pot exprima în cuvinte fericirea că, datorită dumneavoastră, oameni minunați, am putut să realizez acest proiect. Să nu uităm că tragedia finalului de 2015, pe de altă parte, continuă să aibă efecte și în acest moment. Vorbim despre tragedia din Clubul Colectiv din București.
Împreună am ajutat și ajutăm și acum familiile celor decedați și îi ajutăm pe răniți. Una dintre supraviețuitoarele acestei tragedii este din Argeș, de aici. E poate cel mai grav afectat supraviețuitor al incendiului. O fată frumoasă, inteligentă, realistă și extrem de puternică. Ea, pentru noi toți, poate fi și este un exemplu. Ne pregătim să ne luăm adio de la 2016. E un an complicat, încărcat de evenimente și cu siguranță și de emoții. Vă invit să credem împreună că poveștile frumoase, chiar și în situațiile grele, aparent fără ieșire, pot continua. Fundația Mereu Aproape, eu și colegii mei, vrem ca în continuare să sfidăm imposibilul și să salvăm copiii pe care viața încearcă de la câțiva ani, pe semenii și viitorul nostru, de fapt. Vom putea face asta doar cu ajutorul românilor, al dumneavoastră. Sunt Alexandra Stoicescu, vă mulțumesc!